Obiecte decorative, articole vestimentare și jucărie au fost expuse la standul tinerilor de la Rotaract Sighet, sâmbătă și duminică, pe platoul din zona Parcului Central. Produsele au fost donate de membrii clubului și au fost destinate vânzării în scop caritabil. După acțiune au mai rămas șase saci cu haine și trei cutii cu jucării care au fost donate Asociației Madre Colomba. În urma campaniei, tinerii de la Rotaract au reușit să colecteze 800 de lei, suma fiind rotunjită până la 1000 de lei prin bunăvoința unor prieteni. Din acești bani se vor achiziționa rechizite și haine care vor ajunge la mai mulți copii. Ce provin din familii defavorizate La evenimentul clubului au participat și tinerii taberei internaționale Rotary, ajunși de câteva zile în sighet. Și ei au contribuit la eforturile celor de la Rotaract în cadrul acestei acțiuni Sprijin pentru educație este primul proiect al clubului din anul Rotaractian 2017-2018 Și a fost propus de Anișoara GOG